Mă numesc Mihaela Radu și sunt managerul Bibliotecii Județene Nicolae Iorga. Pot spune că sunt director de câțiva ani, dar sunt bibliotecar de peste 30 de ani în această instituție. Biblioteca Județeană Nicolae Iorga este o instituție enciclopedică ce oferă carte din toate domeniile către comunitate. Are un fond de peste 530.000 de exemplare și ne bucurăm că și anul 2021 a adus în mijlocul nostru peste 12.000 de utilizatori care au împrumutat cărțile. Luna martie este o lună frumoasă pentru noi. Împlinim anul acesta 101 ani de existență și oferim un cadou comunității prin aniversarea instituției pe care am menționat-o anterior. Biblioteca Județeană a organizat și a pregătit un program amplu de activități cu ocazia acestei aniversări. Avem lansări de carte, avem ateliere cu profesionale, cu bibliotecari din județul Prahova, avem apariții editoriale sub egida bibliotecii și o frumoasă expoziție documentară realizată cu Arhivele Statului Filiala Prahova, un istoric al Palatului de Justiție, astăzi Palat al Culturii. Vă mulțumesc!